aceasta vorbește de cât de mare greutate a avut înaintea tatălui mijlocirile lui Avram și al lui Moise. Și mai mult decât atât, deși de multe ori noi ne prezentăm înaintea Tatălui ca fratele Fiului Risipitor, cuvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos trăiește de apărări ca să mijlocească pentru noi și El s-a făcut fratele nostru. Și Dumnezeu e în cer dezamăgit. Ce a semănat și ce a odrăslit? Cât a plătit din noi să facă fii? I-aduce numai numai bucurii? Mâhnit a fost în vremea de demult când a citit în om atât tumult să li se pace gândul sfânt în el. Iar omul devenea tot mai rebel, întreaga întocmire în gândul său se îndrepta neabătut spre rău. Și i-a părut întâia oară rău că l-a creat pe om în chipul său. Că huma însuflețind-o în pustiu, el a făcut din om un suflet viu. Mai bine de un viac i-a dat răgaz să pună răului din el zăgaz, dar i-a lăsat ca martor pe un sfânt ce meșterea o arcă pe pământ. El n-a înțeles mesajul nici de cum și n-a pierit cum pieri un fum. A fost apoi un om neprihănit cu care Domnul s-a împrietenit. Atât l-a iubit pe cel prea sfânt, că Domnul a încheiat un legământ ca toți cei ce vor crede în Dumnezeu să afle calea către El, mereu. Și iar a fost un om ce-a mijlocit pentru un popor de Dumnezeu iubit, când inima l-a îndemnat spre un zeu și l-a iertat într-una Dumnezeu. Voi încheia cu voi un legământ prin care să aveți tot pe acest pământ, să fiți tot frunte, tot biruitori, să nu ajungeți nimănui datori. Dar țineți legea cum v-am dat chiar eu și eu voi fi al vostru Dumnezeu. Războaie, idoli, chipuri de închinat pe om de Dumnezeu l-a depărtat, proroci și cărturari și farisei îi aduceau aminte cu temei că e un singur Dumnezeu, acel ce l-a iertat de atâtea ori pe el. Ce-aș fi putut să fac și n-am făcut? De ce rodește Duhul numai Lut? De ce țintesc pornirile în jos? De ce nu mi se închină credincios? Știu ce am să fac. Am să mă fac ca el. Să văd ce-l face a fi mereu rebel și nu urmăm să mă fac eu însumi miel, care de tot, eu pentru el. Golgota, locul cosmic ce-i răscruci, o cruce între alte două cruci. Pe ea e răstignit divinul miel în locul lui, al omului rebel. Ca om, în miezul cruntei agonii, el a luat păcatul celor vii, asupra-i răzvrătirea i-a luat. Le-a întocmit din nou un duh curat, iar sângele, când i-a țâșnit din piept, l-a socotit pe răzvrătit ca drept. Atunci a fost răpus al morții bold, iar omul a primit un sfânt imbold pe Dumnezeu să-l caute cu jind, spre cerul slavei pururea tânjind. Amin.